Senta, ma quei parenti non c'era fatta di sozia. Ma așa ceva nu m-am aștepta. Și zice că ori bolonzit-o de capul dus într-o seară la stăruință și vorbește în altă limbă. Păi nu așa ceva îmi trebuie mie. Ce-a spus la mea? Și știi ce-a zis părintele Bărău, preotul Bărău? Ce-a meu? Care a fost trimis la Iacobini ca și... sancționat de episcopie. El a ajuns acolo sancționat de episcopie, l-a aruncat acolo la sărăci. A zis, părintele Bărău, auzi, Paciorică, dă-mi pace fetei că asta e calea. Asta e calea. Și așa, Lică, solițău, s-a calmat, s-a liniștit și a lăsat să se petreacă voia lui Dumnezeu. Asta e calea. Care e calea, fraților? Care e calea? Pocăință, credință în Domnul Iisus, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, trăirea Sfințirii și așteptarea Înviei. Lăudați-vă! Asta e calea! Vreți o altă cale? Nu există! Asta e calea! Și acum doresc să accepteți foarte hotărât, atât cât pot, Domnul Dumnezeu a făcut un plan al mântuirii și a stabilit că Iisus trebuie să se umanizeze ca să desăvârșească planul, să realizeze planul și pentru asta trebuie să moară, ca să moară trebuie să devină om, apoi s-a stabilit că trebuie să sufere și trebuie să fie pus în groapă după Scripturi și trebuie să învie după Scripturi și apoi să fie înălțat la dreapta Măririi și apoi ce urmează după aceea? Domnul a spus, este de trebuință să mă duc, să plec, că dacă eu nu mă duc, Duhul Sfânt nu va veni. Deci, după înălțarea Domnului Iisus, după glorificarea Lui, planul de mântuire este executat de Duhul Sfânt. Mântuirea a fost concepută de Tatăl, a fost realizată de Fiul și este executată. Ați auzit? Director executiv. Cel ce execută, cel ce aplică. Și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iar dumnezeirea vine în inima omului prin Duhul Sfânt. Zilele acestea am citit teologii acestea mari pe care i-am amintit. Tatăl este pe tronul de slavă, Iisus este la dreapta Măririi, iar Duhul Sfânt este în inima credincioșilor. Și noi trebuie să spunem, da, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este în inima noastră prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vine în inimile oamenilor, în inimile noastre. Și acesta vine prin Duhul, prin Duhul Sfânt și prin botezul cu Duhul Sfânt. Și El locuiește în noi. Deci în momentul când spunem Tatăl în noi, Fiul în noi, trebuie să fim un pic mai corecți în exprimările teologice. Prin Duhul Sfânt se face aceasta. Duhul Sfânt vine în templul nostru, în inima noastră și locuiește cu noi și în noi. Numele Domnului să fie lăudat. Și acum, foarte rapid, nu vrem să vă ținem mult, totuși vrem să vă punem la treabă. Este o zi a cinzecimii, este o zi a pentecostalilor, când ne aducem aminte într-un fel. Și ziua aceasta să o punem deoparte pentru Domnul, ca toate zilele Domnului, să le punem deoparte pentru Domnul. Să ne îndelegim cu cuvântul, să citim despre Duhul Sfânt, să învățăm despre Duhul Sfânt tot ce putem să știm, tot ce putem să știm. Este scris aici așa. Toți erau împreună în același loc, toți erau împreună în același loc, aceia aproape 120 de persoane. Scrie Biblia, se rugau, stăruiau în cereri și rugăciuni, împreună cu femeile, cu Maria, Mama Domnului Iisus și cu frații Domnului Iisus. Și a adunat 120 de oameni, el era mult, era mult atunci. De la 12, 120 este de 100, de 10 ori mai mult, nu? Și acum, toți erau în același loc. Ce s-a întâmplat? Din punct de vedere tehnic sau din punct de vedere al fenomenului, trebuie să știm și copiii aceștia trebuie să știe, de aceea repetăm. Nu că n-ați ști, ci repetăm ca să ne aducem aminte să putem să spunem ce s-a întâmplat. A venit deodată din cer un sunet ca vâșiitul unui vânt puternic.
Ai schimbat letrele lor exact așa cum scrie. Ai nu scrie că a venit un vânt și un vâjit puternic și o furtună. Ci spune că a venit un sunet ca vâjitul unui vânt puternic. A venit peste casa aceea. Deci a fost o adiere, a fost un sunet, a fost acolo, s-a simțit ceva, a fost o prezență. În interior, o prezență. În exterior s-a auzit un sunet. S-a auzit un vâjit. S-a auzit. Despre aceste exprimări, cuvântul lui Dumnezeu nu mai dă detalii altă dată că s-a întâmplat. Dar să știți că s-au mai întâmplat asemenea situații. Și în adunările noastre astăzi, de rugăciune, de stăruință, este câteodată când parcă simți un vâjit, simți un sunet, simți cum se ridică așa atmosfera bisericii și cum crește poezia, cântarea, rugăciunea, cum crește în mod deosebit stăruința. Dintr-o dată așa se înflăcărează poporul și se ridică atmosfera ca un vâjit, ca un vânt, ca un sunet. John Bevere spune în cărțile sale actuale despre asemenea fenomene. Când am început să predic, am simțit o prezență a Domnului în sală, parcă tot poporul a fost animat și a fost așa o cântare, a fost așa o prezență, a fost așa o rugăciune. Ca un vâjit, ca un sunet. Și l-au auzit și pe deasupra casei. Au fost alții care au auzit deasupra casei. Și au crezut că este un avion care zboară, spune el în cărțile lui. Eu cred acestea. Apoi scrie mai departe. Au umplut toată casa unde ședeau ei. A fost o umplere. Înțelegeți? O prezență unui sunet. A fost o umplere în casă. S-a auzit peste casă, dar a fost și o umplere în casă. S-a auzit asta. Mai departe, ce scrie aici? Niște limbi ca de foc. L-am citat și m-am uitat în cărțile lui Dr. Ioan de Cio. Un predicator actual, dar este spre bătrânețe, a fost în București, am avut ocazia să-l văd. Ioan de Cio este păstorul bisericii Evangheliei de plină din Seul, Coreea de Sud, nu? Mai de Nord, Coreea de Nord, de Nicolasă. Coreea de Sud. Și el are mare influență și la Coreea de Nord. Acest om are o biserică de acum probabil 1 milion de oameni. 700-800 de mii de oameni, membri. A predicat în București. Omul acesta scrie despre manifestarea Domnului Sfânt foarte frumos, foarte interesant și am găsit în cărțile lui, scrie limbi de foc. O, nu sunt limbi de foc, ci sunt limbi ca de foc. Peste casa respectivă au venit niște limbi ca de foc. N-au venit limbi de foc. Ca de foc. Și mai ales vă rog, tineri dragi, care sunteți predicatori și veți fi slujitori și veți predica, predicați mot-a-mot cuvântul lui Dumnezeu, cel puțin litera așa cum este, dacă putem să și interpretăm, e și mai bine, dacă putem să și aplicăm, e foarte bine, este excepțional, iar dacă suntem cu adevărat încadrați în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă experiență minunată. Scrie aici, limbi ca de foc. Deci peste casa aceea s-au văzut niște limbi ca de foc. Pentru ca cei de la templu să vadă. Să vadă. Pentru că experiența lucrării Duhului Sfânt se și vede, se și aude. Veți găsi exprimarea aceasta în toate faptele apostolilor, ce am văzut și ce am auzit. Se și vede, se și aude, se și experimentează. Asta e lucrarea Duhului Sfânt. Nu să spun că a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și nu s-a văzut nimic și nici nu s-a auzit nimic. Și tot din acești teologi mari ai vremii, mă rog, care au trecut, au spus așa. Dacă n-ai o zi în care știi că ai fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, dacă n-ai avut un semn vizibil exterior, clar, care este în general și cam întotdeauna vorbirea în altă limbi, tu n-ai avut un botez autentic cu Duhul Sfânt. Ce s-a mai întâmplat mai departe? Cu limbile astea de foc. Cu limbile astea ca de foc. Exprimat din acestea, l-ați auzit pe fratele Liviu Andrășescu când el a fost la stăriță botezul cu Duhul Sfânt și soția lui, acela brusnic. De la zăbalți pe ei la dreapta. Brusnic. La brusnic acolo când a fost stăruință după botezul cu Duhul Sfânt și soția lui era o fată, atunci, în vremurile acelea, când s-a făcut stăruința, mers de noapte,
Au venit oameni, au venit vecinii și au zis, oameni buni, au luat casa voastră foc. Pentru că s-a văzut limca de foc peste casă. Și au fost oameni care au văzut asta. Păi din interior n-au văzut. Păi din interior simțeau prezența, harul, vâjitul, sunetul, bucuria, părtășia aia, slava lui Dumnezeu. Că atunci când a intrat slava și a umplut cortul întâlnirii și templului Solomon, a fost ceva deosebit acolo. A fost acea slavă. Spun ăștia în ebraică Shekina. Și citiți, studiați, tineri, studiați, nu studiați și dormiți. Citiți, întrenați-vă în asta și credeți asta. Și Dumnezeu se va manifesta printre noi. Cu semne, cu minuni, cu vindecări, cu revărsări de Duhul Sfânt, de har. Deosebit, ca pe vremea apostolilor. Să știți, Domnul vrea să facă asta. Dar nu cu oamenii care stau cu mâine în sân și cu mâine în buzunar, nu. Ci cei care sunt interesați, sunt pasionați. Deci, în brusnic s-a văzut linca de foc peste casă și asemenea lucruri s-au mai întâmplat în România de mai multe ori, există experimentări și vecinii au venit și au spus, au luat casa voastră foc. Când au auzit acolo cum se roagă niște de fierbinte, domnule, dar nu-i foc, mă, dar ce s-a întâmplat, ce am văzut la ei? Niște linca de foc. Mai departe, astea sunt manifestări exterioare, pentru ceilalți, să vadă, să constate. Scrie mai departe, toate ce s-au împărțit, printre ei au intrat și în casă. De aceea în poze, în tablouri, o să vedem și în cărțile de religie la copii, botezul cu Duhul Sfânt experimentat cu o flacără de, așa, cu o flăcrie deasupra la fiecare. Da, exprimarea lui Luca de din faptul 2. Scrie mai departe. S-au împrăștiat printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare din ei. Scrie, toți s-au umplut de Duh Sfânt. Toți s-au umplut de Duh Sfânt. Este umplerea inițială. Botezul cu Duhul Sfânt este umplerea inițială cu Duhul Sfânt. Pentru prima dată ucenicii și cei aproape 120 de oameni au fost umpluți de Duhul Sfânt. Adică paharul s-a umplut plin, plin. Și apoi a dat și peste. Ca să dea peste însemnează au început să vorbească în alte limbi. A început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul Sfânt să vorbească. Ce interesant! Deci ce fac interesant aici? E ceva total aici. Cum de se manifestă botezul cu Duhul Sfânt prin limbă? Ce are asta cu... Ce are botezul cu Duhul Sfânt cu limba? Are mare lucru. Mare lucru. Dumnezeu a găsit cu care acest detaliu. Ei, botezul cu Duhul Sfânt însemnează că Duhul Sfânt vine în Duhul nostru, dar vine și în sufletul nostru, în voința noastră și în rațiunea noastră, în sentimentele noastre, și vine și în trupul nostru. Pentru că Biblia spune, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt și că Duhul Dumnezeu locuiește în voi, în trupul vostru? Deci în trupul nostru vine Duhul Sfânt. În ființa noastră vine Duhul Sfânt. Și ființa noastră este acum templul Duhului Sfânt. Duh, suflet și trup. Sfânta Sfintelor, Sfânta și Curtea. Toată ființa este cucerită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și iese în afară prin vorbirea la alte limbi. Prin limbă. Pentru că limba este singurul mădular care nu poate fi înfrânat. Toate animalele se îmblânzesc, scrie Biblia. Într-un fel sau altul. Există dresori, există îmblânzitori care îmblânzesc tigrul, leul. Dar limba nu poate să fie îmblânzită. Și în mod deosebit, în vreme din urmă, oamenii sunt neîmblânziți. Și neîmblânzirea limbii se vede. Limbă otrăvitoare. Limbă de aspidă. Limbă care însapă. Limbă care vorbește de rău. Nici o limbă nu poate să fie înfrânată. Nici un om nu își poate înfrâna limba. Și de aceea interpretăm noi. De aceea, până îl vom întreba pe Domnul, de ce ai avut, Doamne, botezul cu Duhul Sfânt legat cu limba? Și ne va spune Domnul mai multe, dar noi deocamdată interpretăm. Limba, ca să poată să fie înfrânată, a venit Duhul Sfânt în ființa umană, l-a botezat și a luat în control și limba. Și acum limba trebuie să vorbească lucrarea lui Dumnezeu. Din prisosul inimii vorbește limba. O limbă plină cu Duhul Sfânt, și am repetat, am spus, botezul cu Duhul Sfânt este plinătatea inițială. O limbă care
Este comandată de inima acum, botezată de Domnul, vorbește lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Și Domnul prin limbă se proslăvește. Uite aici. N-ați remarcat, cretani și arabi. Erau acolo și arabi. Zvou 17-18 națiuni aici, dacă le numărăm bine, sau cum le-am numărat. De la 15 până la 18, puteți să fie. Și scrie cretani și arabi. Și arabi erau acolo. Au auzit în limba lor lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Dumnezeu se proslăvește prin limba oamenilor simpli. Prin limba oamenilor care nu pot îmblânzi altfel. Nu pot îmblânzi. Și vine lui Dumnezeu și face această inițiere, această umple inițială a botezului cu Duhul Sfânt. Dar repetăm și spunem cu autoritate. Botezul cu Duhul Sfânt este umplea inițială. După aceea, eu trebuie să mă semnesc să fiu mereu și mereu umplut, mereu și mereu plin, mereu și mereu disponibil pentru lucrarea Domnului și mereu și mereu să mă rog pentru asta și mereu și mereu să urmăresc umplea cu Duhul Sfânt. Plinătatea Domnului Sfânt mereu și mereu să o urmăresc, să o accept, să o primesc. Nu este suficient o umple inițială. Să nu ne culcăm pe laurii pentecostali și ai dorințelor noastre. Am fost cândva botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, am fost umplut cândva de Domnul cu Duhul Sfânt și de aceea încolo tot e rezolvat. Nu, este doar începutul. Este umplerea inițială. Trebuie mereu și mereu să dorim să fim umpluți. Prima reumplere după fapte 2 este fapte capitolul 4. Aici scrie cuvântul Domnului atunci când Petru și Ioan au venit la ei lor și au explicat ce s-a întâmplat. Scrie aici cuvântul Domnului și-au ridicat toți glasul împreună. Toți au ridicat glasul împreună și-au zis lui Dumnezeu. Toți. Exemplu de rugăciune comun. Dacă cineva e neclar cu treaba aceasta, toți și-au ridicat glasul împreună și au zis, Stăpâne Doamne. Și scrie, după ce s-au rugat, versetul 31 de 4, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală.